Înainte de a intra în proiectul ordine de zi în convocare, aș dori să am putut să sunt observații la procesul de rezolvare a ședințelor anterioare. Respectiv, procesul de rezolvare a ședinței extraordinare din data de 22 decembrie 2022. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Ședința ordinară din data de 27 decembrie 2022, dacă sunt observații la procesul de rezolvare acesteia. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă și abținem unanimitate. De asemenea, procesul de rezolvare ședinței extraordinare din data de 11 ianuarie 2023, dacă sunt observații. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Da. Unanimitate. Ședința extraordinară din 13 ianuarie 2023. Observații la procesul verbal. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate de asemenea. Și, în ultimul rând, ședința extraordinară din data de 19 ianuarie 2023. Observații la procesul verbal. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Cunoașteți proiectul ordinii de zi din convocare cu cele două suplimentări? Da. Sunt observații? Dacă nu sunt, să punem la vot. Cine este pentru? Împotriva, cine nu sunt. Astfel intrăm în ordinea de zi. Proiectul numărul 1, ordinea de zi, proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere și a normei zilnice de hrană pentru beneficiarii căminului pentru persoane vârstnice din strada 8 martie, numărul 22, municipiul Onești, pentru anul 2023. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare. Anual, Consiliul Local stabilește costul mediu lunar de întreținere, care nu trebuie să fie anumite creșențe pe standardul minim de cost al beneficiare în valoare de 43.594 lei. Acesta fiind prevăzut de legislația în domeniu, rezultând astfel un cost minim de 3.633 lei cu luna beneficiară. Pentru prevederile legale în domeniu, persoana voastră care verifică în căminul organizat, potrivit legii, precum și susținătorii legale acesteia, care dispun de venite proprii, au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere stabilită, individualizată, în urma evaluării complexe efectuate. Având în vedere aspectele prezentate, vă propunem să aprobați proiectul de hotărâre a costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere și a normei zilnice de hrană pentru beneficiarii căminului pentru persoane vârstnice din strada 8 martie, numărul 26, municipiul Onești, pentru anul 2023. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor de specialitate. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. La acest proiect avem un amendament. Pentru proiectul 1 se propune, pentru a veni în ajutorul acestei categorii de persoane, se propune din partea grupului USR, modificarea articolului 2, a proiectului de hotărâre, care se spune în felul următor. Se stabilește contribuția lunară de întreținere pentru anul 2023, datorată de către persoane vârstnice internate în căminul pentru persoane vârstnice, strada 8 martie, numărul 26, municipiul Onești, cuantul de 2000 de lei lună persoană. Aliniatul 2, diferența de sumă până la 3038 lei lună persoană, adică suma de 1038 lei, luna persoană se va plăti de la bugetul local al municipiului Onești prin Direcția Generală de Asistență Socială Onești. Acesta a fost amendamentul. Dacă sunt discuții, marginea acestea. Dacă nu sunt, se pune la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotriva, cine nu sunt. Amendamentul a trecut, să spunem. Urmează votul asupra proiectului, așa cum a fost amendat. Dacă nu sunt discuții, bineînțeles. Dacă nu sunt discuții, cine este pentru? Unanimitate, împotrivă și abținere. Proiectul numărul 2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Onești pe anul 2023. Are cuvântul domnul secretar. Bugetul este instrumentul fundamental al muncii de previziune, deoarece prin el se concentrează și se direcționează întreaga activitate decizională, astfel spus, se reprezintă lista veniturilor generate și a cheltuielilor ocazionale ale instituțiilor publice. Fundamentarea veniturilor bugetului local al municipiului Onești s-a bazat pe constatarea și evaluarea materiei impozabile și a bazei de impozitare, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute. Stabilirea cheltuielilor bugetului local pe anul 2023 s-a efectuat în strictă corelare cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor bugetului local estimate a se realiza. Pentru funcționarea comisiei de normalitate a activităților din cadrul primăriei municipiului Onești este necesară gestionarea eficientă și cheltuirea la toate capitolele din structura bugetului local al municipiului Onești și, ținând seama de documentele înaintate, se propune aprobarea proiectului în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiei de specialitate, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Aici avem amendamente din partea trei grupuri, probabil 4, dacă dorește unul din cei ce au generat amendamentele, dacă nu voi da cuvântul domnului secretar, într-o ordine pe care legea dânsul. Ordinea depunerii. Ordinea depunerii. Primul amendament depus grupul de consilieri PSD. Se propune suplimentarea finanțării acordate în baza legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general cu suma de 70.000 de lei până la nivelul sumei de 150.000 de lei. Se propune ca diferența de 70.000 de lei să fie diminuată de la capitolul 70.02 domeniul public bunuri și servicii. Aici sunt două amendamente, dăm citire... Discutăm, eu zic că fie să discutăm pe acest amendament. Da, cum vă trebuie. În regulă, discuții pe marginea acestui amendament. Supun la vot amendamentul, cine este pentru? Împotriva, abțineri. Amendamentul a trecut. Dăm citire următorului amendament. În cel de-al doilea amendament se propune suplimentarea finanțării acordate unităților de cult din municipiul Onești în baza ordonanței de urgență a guvernului, ordonanței guvernului 83/2001 privind acordarea de sprijin financiar unităților de cult cu suma de 200.000 de lei până la nivelul sumei de 400.000 de lei. Se propune ca diferența de 200.000 de lei să fie diminuată de la capitolul 70.02 domeniul public, titlul 20, alte bunuri și servicii. Mulțumesc. Discuții pe marginea amendamentului. Dacă nu sunt, se pune la vot. Cine este pentru? Abțineri nu sunt. Împotrivă nu sunt. Domnul secretar, vă rog, mai departe. Amendamentul grupului USR. Se propune, ținând seama de faptul că situația economică financiară a beneficiarilor, de fapt acest amendament are substanță legătură cu amendamentul de la proiectul 1, se propune nivelul redus al, ținând seama de situația socio-economică a acestor beneficiari de punct de persoane vestice, precum de nivelul redus al beneficiarilor acestora, raportat la nivelul contribuției rezultate de fundamentare prezentată în raportul de specialitate, aferent proiectului de hotărâre de discuție, se propune stabilirea unui nivel inferior al contribuției obligatorii lunare și anume în valoare de 2.000 de lei lună beneficiar. De asemenea, se propune ca diferența de contribuție să fie suportată din fondurile de la bugetul local prin diminuarea sumei de 180 de lei de la capitolul 6502 învățământ, titlul 20.01.30, alte bunuri și servicii, respectiv suma de 175.000 de lei de la capitolul 7.02.50, alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltări comunale, titlul 20.01.30, alte bunuri și servicii. Iar veniturile de la capitolul 33.02.13, contribuția de întreținere a persoanelor asistate se va diminua în mod corespunzător cu suma suportată de la bugetul local.
Vă mulțumim. Dacă sunt discuții pe marginea amendamentului? Dacă nu sunt, îl supun la vot. Cine este pentru? Sunt împotriva. Nu sunt. Domnul secretar, vă rog, amendamentul 4. Amendamentul grupului de consilieri PNL la capitolul 8402 transporturi, achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții, cheltuielile de proiectare, se introduce punctul 2.13 cu următorul cuprins, modernizarea aleea Dumbravei și strada Uzinei, 70.000 de lei. Se diminuează următoarea poziție. 4. Dezvoltare infrastructuri de apă și apă uzată de municipiul Ionești, valoarea de 811.000 de lei. Coordinarea municipiului Ionesc diminuează la 70.000 de lei. Cu 741.000 de lei. La capitolul 6702, cultură, religie, acțiune, activități sportive și de tineret, se adaugă sub capitolul 3, lucrări noi, 3.1, modernizarea bază sportivă Caron, suma de 50.000 de lei. Se diminuează următoarele poziții. Sau poziția. 4. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din municipiul Ionești, valoarea de 741.000 lei, cofinanțarea municipiului Ionești, diminuează cu 50.000 de lei, devenind 691.000 lei. Mulțumesc. Discuții pe marginea acestui amendament? Dacă nu sunt, spune la vot. Da, înțeles, sunt permis de zvolt. Vă rog, domnul. Acest amendament a fost făcut în discuții cu administrația. Am înțeles că ulterior trebuie să facem o mică modificare, pe premiza că pe același capitol nu poate exista și cheltuieli de proiectare și cheltuieli de execuție în același buget, cu toate că în altă administrație nu am interesat să se facă. De ce nu se poate aici? Nu știu. Ok, am acceptat să mărim suma de cheltuieli de proiectare a capitolului. Da, întrebare de ce nu se poate cu pentru că nu pot, mă rog. Nu pot fi în lista de investiții două obiective, două activități cu același obiectiv de investiții, ceea ce înseamnă că legea mă obligă să fac prima oară proiectare, să vin în fața dumneavoastră cu aprobarea indicatorilor tehnico-economici, urmând ca după ce fac această etapă, după aceea să mut toate pe cheltuielile de lucrări noi. Ceea ce înseamnă că acum, la momentul ăsta, s-a suplimentat valoarea pentru proiectare, dar am pus și suma care a solicitat-o dumneavoastră pentru executarea lucrărilor. După ce efectuăm daliu, mutăm poziția, avem un singur obiectiv în lista de investiții, nu putem să avem un obiectiv cu mai multe activități. Așa a fost întotdeauna. Și în proiectare și execuție, spuneți voi. După ce fac proiectarea, pot să pun... Da, noi doream să introducem pe... Nu, ca o garanție, măcar să dăm un mesaj că se va face. E o lucrare nouă, însă până la momentul la care se aprobă indicatorii tehnico-economici, eu nu pot să pun în lista de investiții ca lucrare nouă. Trebuie să fac întâi documentația tehnico-economică, să vin în fața dumneavoastră cu acea documentație, să se aprobe urmând ca după aceea să o pun în lista de investiții ca lucrare nouă. Nu este o lucrare în continuare sau o lucrare pe care o aveam deja și continuăm. Vă rog, așa cum am discutat anterior depunerea acestui proiect, noi în urmă cu două săptămâni, cred că am dispus domnul inginer Vârnă să meargă să facă o constatare, să vadă ce lucrări trebuie. Am crezut doar că trebuie demontate scaunele și tenguite tribunile și refăcut terenul, doar că la momentul evaluării s-a constatat că tribunele sunt făcute din niște prefabricate care s-au deplasat și riscă să plece dealul cu totul. Și atunci nu mai trebuie făcută o evaluare clară. N-am putut să venim cu o sumă, să facem o evaluare corectă la momentul ăsta, să ne dăm seama cam ce valoare trebuie pentru reabilitarea terenului și tribunelor respective. Că mai mari probleme sunt la tribune, nu la teren. Terenul e simplu de reabilitat. Și atunci ne trebuie un proiect, un daling, ca cineva, un expert, să constate ce lucrări trebuiesc, la cât se ridică valoarea lucrărilor respective. Mulțumesc. Și un termen de execuție la primul amendament? Un termen, v-am spus, neștiind valoarea... Nu,
proiectare la calea Dumbravei și calea Asta îi dăm drumul imediat. Am spus că îi dăm drumul, îi dăm drumul la proiectare și la Dumbravei și la stadion. Noi ne asumăm. Data trecută, au fost și anul trecut probleme, au fost niște probleme de cadastrare. Cadastrare, ambele străzi. S-au găsit soluții și acum e o intrată în linie dreaptă și vom da drumul la proiectare. Noi, cum am și discutat, o să ne interesăm de aceste două amendamente, chiar mai intens. Exact, chiar am... Da. Ok, să urmăriți evoluția și poate obținești vreo asta o promisiune și celelalte străzi care este proiectare, vor da drumul pentru că ele trenează de 2-3 ani. Și pentru celelalte străzi. Noul por, care se va deschide probabil martie-aprilie, sperăm să fie bani cu această direcție. Noi n-am ratat nicio finanțare, să depunem, să deschidă vreo linie de finanțare. Suntem pregătiți. Avem, cred că, peste 20 de proiecte depuse în ultimii 2 ani, 15 aprobate, 9 semnate. Chiar n-am ratat. Dacă va fi linie de finanțare, din informațiile care le avem, vor fi undeva la 16 milioane de lei pentru municipiul nostru. Acum n-a ieșit ghidul de finanțare clar, doar informații care le avem la momentul ăsta. Sperăm să poată muta între capitole, între finanțări, banii. Nu știm exact ce se va deschide, dar știm că undeva la 16 milioane de lei vor fi cumva pentru municipiul nostru. Ok, atunci amendamentul se va modifica. Acei 50.000 de lei se vor duce pentru la proiectare. Se va suplimenta suma de 130.000 cu cei 50.000, va rezulta o sumă de 150.000, sursa este numai aceeași pe la amendamentul. Știți cumva strada eternității posibil la anul acesta? Sunt întrebări din zonă. E aceeași problemă. Noi avem daliurile făcute atât pentru cartierele Slobozia, Borzești, Crucea de Piatră, avem daliuri, aceleași daliuri le avem și pe cele 6 străzi, le vom face daliuri în perioada imediat următoare și pentru astea două care le-ați propus azi și așteptăm să identificăm linii de finanțare. De la bugetul local e complicat să facem pentru că sunt lucrări, nu-i doar un simplu cobor asfaltic, vor trebui făcute rigole, canalizări pe străzile respective. Sunt străzi cu probleme mari, sunt străzi cu... la care trebuie infrastructură de pluviale foarte bine gândită și făcută și care implică costuri foarte mari. De asta căutăm să identificăm linii de finanțare. Da, vă rog, am văzut că cineva dorește public. Eu am fost cum mă numesc. Eu locuiesc pe strada Eternității, am insistat să particip și eu la această ședință. Locuiesc de 20 de ani pe această stradă. De 20 de ani, în fiecare an, avem aceleași promisiuni. Anul acesta se asfaltează. N-aș vrea să plec de aici. Am înțeles, sunt proiecte, dar aceleași proiecte au fost și anul trecut, și acum 2 ani, și acum 5 ani, și acum 15 ani. Adică, dacă anul trecut, când am fost și am discutat cu dumneavoastră, mi s-a zis, nu se poate anul ăsta că se face canalizare. Am înțeles cu toții. Am avut o listă de semnături cu toți vecini, cu toți locuitorii pe această stradă. Mi s-a promis și din partea domnului vicepreședinte a Consiliului, nu local, a Consiliului Județean, și din partea dumneavoastră, că anul acesta se va asfalta. Avem și noi copii. Vă zic sincer, am copii adolescenți cărora le este rușine să iasă pe stradă, că trebuie să schimbe papucii, le este rușine să cheme niște colegi la ei acasă, că sunt gropi, bărți și alte alte. Adică, zic și eu, și noi plătim taxe și chiar am vrea să ne pune și pe noi pe, nu pe proiectare. Pe proiectare suntem de vreo câțiva ani buni, numai chestiile astea le auzim. Proiectare. Abia anul trecut s-a făcut. Da, dar ideea este că de fiecare dată toată lumea, și în mandatul noastră, și în celelalte mandate, anul viitor facem proiect, vă prindem un proiect. Sunt 20 de ani de când stau acolo, în 20 de ani, în fiecare an, ne amenință, ca să zic așa, că ne asfaltează. Sincer, până acum am ales să nu fiu vocal. Am ales să stau, să urmăresc,
Dar, sincer, războiul nu se mai poate. Deci, toți plătim taxe. Și am vrea și noi să ne treceți și pe noi pe, pe această stradă. Știm, sunt costuri mari, dar totuși aparținem de Onești și vă pot da exemple, nu e frumos ce fac. Sunt străzi care pornesc de nicăieri, termină nicăieri. Da? Adică pornesc dintr-un loc neasfaltat, termină într-un loc neasfaltat. Pentru 4 familii sau 5 familii. Aici suntem câteva familii. Nu foarte multe, suntem 10-15 familii. Dar totuși, am mai primit un răspuns de la urbanism că strada este îngustă. Ați fost, nu știu, adică să mergeți pe strada aceea, să vedeți de ce este îngustă. Sunt anumiți vecini care, eu când am cumpărat acolo, era gardul lipit de casă, acum au 1,5 metri în stradă, mai este un domn care și-a nivelat terenul acolo și în loc să intre pe stradă, a intrat direct de pe care de acces, a intrat direct de pe stradă, a rupt jumătate din drum, nimeni nu se sesizează. De asta am ales să vin azi aici și să nu mai fiu acel om care stă, privește, analizează și nu spune nimic. Vă mulțumesc! Da, în aceeași situație cu strada dumneavoastră, mai sunt cel puțin 8 străzi la nivel de Ufănești, plus cartierul. Dacă mergeți în cartierul Slobozia, oamenii ăia s-au născut acolo, nu și-au cumpărat o casă și totuși nu beneficiază de condiții mai bune. Cred că 70% din cartierul Slobozia și Borzești sunt în aceeași situație cu strada dumneavoastră. Noi am spus, tot ce s-a deschis linii de finanțare, ba chiar dacă din 30 de ani vă promite că vor face proiectare, noi am făcut proiectare anul trecut și suntem aliniați la start să identificăm linii de finanțare. Dacă se va găsi linii de finanțare, eu vă promit că vom depune și vom încerca să accesăm. Ca să vă promit că vom asfalta noi anul viitor, nu vă pot promite treaba asta, dar încă o dată vă promit și mă uit în ochii oneștenilor, că dacă vom identifica și căutăm să identificăm linii de finanțare, vom fi la linia de start și vom face tot ce e omenește posibil să rezolvăm problema. Ați comparat strada Eternității cu cartierul Slobozia. Acum vin și eu cu o comparație. Taxele de pe strada Eternității cu taxele din statul catolic. Aceeași casă care o am eu, cu 100 de metri pătrați, plătește, eu plătesc 2 lei, dau un exemplu, și în statul catolic se plătește 1 leu. În statul catolic este canalizare, este asfalt, sunt trotuari. Și mai este și chestia de iluminat. Sunt lămpi funcționale, dar sunt niște lămpi de prietele pe vremea lui Răcosatului, care au lumină de veche, ca să zicem așa. Deci, iluminatul se va schimba. În perioada imediat următoare se va schimba tot iluminatul în Onești, lămpile se vor înlocui. Referitor la impozitare, există o zonare făcută, cred, de specialiști din primărie, nu cred că nu s-a ținut cont de facilitățile zonei în momentul în care s-a făcut zonarea. Eu vă pot spune, eu plătesc impozit pe casă la 120 de metri pătrați, aproape 8 milioane, pe aceeași casă, da? Cu 100 și ceva de metri pătrați, plătește 350 de lei în satul catolic. Cred că domnul secretar poate să ne dea, știu că a fost direct implicat în zonarea respectivă. Da. Și nu dânsul a făcut evaluarea zonelor, dar venit aici să vă plătim taxe de impozit. Eu știu că s-au făcut niște specialiști din cadrul primăriei, au făcut zonările respective și chiar s-au reactualizat anul trecut. Erau probleme de felul ăsta, dar știu că s-au reglementat anul trecut. Punctajele au fost în funcție de utilitățile de care beneficiază fiecare scandă. Da, o să ne uităm, o să verific. Nu știu dacă e dacă a fost vreo scăpare, ceea ce sunt trecut să cred că a greșit cineva din cadrul primăriei, se va analiza cu siguranță. Și domnul Apucu chiar are dreptate, adică trebuie să înțelegem că și satul catolic, într-adevăr, condițiile față de, și în Slobozia, față de strada Eternității, sunt net superioare. Deci o stradă care chiar necesită. Știu cum arată strada Eternității, dar încă o dată spun,
colegi din primărie au făcut evaluări. Dacă a fost vreo greșeală, vreo eroare, cu siguranță o vom îndrepta. Refuz să cred că au greșit colegii noștri din primărie, dar orice e posibil. Vom verifica și dacă va fi constatat eroare, va fi îndreptată. Din punct de vedere, nu s-a spus pe asta, ați mai discutat zonarea și ați vrut să o modificați? Și eu. Întotdeauna am pus-o la proiectare, a fost pe buget de mulți ani. De mulți ani, pentru 4-5 ani de zile, tot trece. S-a stabilit zonarea, pentru că a trecut din hotărâre de consiliu. Nu, la buget. Sigur. Se pot face verificări și dacă este o neconcordanță cu siguranță se va rezolva. Din punctul meu de vedere, este un pas înainte că avem o proiectare care este deja finalizată, deci nu s-a întâmplat și așa cum a spus domnul primar, dacă se va găsi sursa de finanțare, să sperăm că se va găsi, se va face tot ce se poate. Sperăm că sunteți mulțumit de vista dumneavoastră la noi. Dacă nu mai sunt alte discuții, voi supune la vot amendamentul astfel cum aflăm. Nu mai avem vă rog, cer scuze. Nu voi mai duce la vot. Nici la, deci la acest amendament nu participă. Suntem la amendamentul. La proiect. Participați în regulă. Voi supune la vot amendamentul așa cum a fost modificat de domnul Zarzu. Cine este pentru? Invitate, împotrivă și abțineri nu sunt. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, astfel cum a fost amendat în cele patru amendamente, vă rog, domnul Zarzu. Am doar o singură întrebare legat de bugetul de anul trecut. Are legătură și cu acesta. Dacă ne puteți spune cum s-a finalizat licitația pentru calculatoare, cea valoare de 7 miliarde... Nu s-a mai făcut. Da. Nu s-a mai făcut. S-a anulat, a fost demarat, dar nu a fost nicio ofertă conformă. După ce s-a anulat, banii au fost realocați pentru cofinanțările pe care le avem la momentul ăsta. Nu n-am mai văzut de asta. Este doar o poziție mică. Doar dacă pocnește un calculator, în rest, toți banii sunt pe finanțările care trebuie să le acoperim cu finanțările care le avem. Deci banii au fost distribuiți? Au fost distribuiți, nu s-au făcut. Da, și sunt multe nevoi și am renunțat la ideea de a schimba calculatoarele, doar dacă e strict nevoie, s-au fost doar ca poziție. Mulțumim, alte discuții pe marginea acestui proiect? Deci în afară de abținere de la vot? Am venit cuvântul la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Împotrivă și abține. Proiectul a trecut cu unanimitate. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la condițiile speciale de finanțare din numărul 1 din data de 1.2.2007 la contractul de credit numărul 5 din data de 27.7.2006. Are cuvântul domnul secretar general. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 361/2023 s-a aprobat rambursarea parțială anticipată a unui număr de 10 rate în valoare de 391.784 euro în credit contractat de Unicredit Bank pe către municipiul Ionești, precum și acordarea unei perioade de grație pentru 10 rate de credit în perioada ianuarie decembrie 2023. În urma modificărilor aprobate, este necesară aprobarea noilor condiții de derulare a creditului, drept pentru care vă supunem atenție spre aprobare actul adițional numărul 4 la condițiile speciale de finanțare numărul 1 din data de 1.2.2007 la contractul de credit numărul 5 din 2006. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, sau cuvântul reprezentanții comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Domnul Zarzu, vă rog. Dacă o rugăminte am, dacă ne puteți informa în viitorul apropiat starea sistemului termoficare, dacă conservarea a reușit și dacă protejarea clădirilor mai este în atenția celor care o păzesc, pentru că sunt cel puțin câteva, la școala 10 dacă mergem, o să vedeți cum mai este geam. Acolo intră ploaie, vânt, umiditate, praf, mizerie, animale, măcar să protejăm ceea ce avem, dacă nu mai utilizăm. Și dacă ni se poate informa o stare a stării fizice a ceea ce este în patrimoniu. Mulțumesc. Da, o să intervin eu pentru că suntem într-o situație foarte delicată cu ceva timp în urmă, după cum știți, în Consiliul Local a fost promovat și aprobat un astfel de proiect.
privind efectuarea unei evaluări și a unui stadiu fizic, pentru că aici necesită, eu știu, o expertiză de specialitate. În primărie nu avem specialiști de acest fel. Din păcate, spun și cu regret, de acest proiect și de această lucrare s-a ocupat domnul Medial, Dumnezeu să ierte. După decesul acestuia ne-am blocat, adică în sensul ne-am blocat, n-am mai găsit și documentații, s-a ținut legătura cu o firmă din București. Eu la un moment dat eram niște ori de fost de valoare de 60-80 de euro ca să facă această evaluare. La momentul acesta va trebui să începem de la zero, absolut totul. Să facem o evaluare tehnică și financiară a acestora. Nu știu cum, ne vedem colegii din primărie să vedem sub ce formă. Am ținut legătura cu administratorul special sau lichidatorul de la TMGT. În alii tot insistă să preluăm aceste centrale. Din punctul meu de vedere, într-adevăr, ele trebuie preluate și valorificate. Iar clădirile dat o nouă destinație. Numai că acest lucru, ele în acest moment au o anumită valoare de inventar. Cineva trebuie să le spună un specialist dacă mai sunt acele bunuri acolo, dacă e aceeași valoare de inventar, pentru că nu riscă nimeni să iei pe hârtie o valoare de inventar și poate să nu fie nimic acolo, sau eu știu, diminuat, sau probabil vor fi, dar sunt trecute. Așa că și în USD-uri se pot pune lucrurile. Problema este cu mult mai delicată, domnul secretar a ocolit un pic. Problema este cu mult mai delicată pentru că nu există documente pe centralele respective și nu știe un evaluator de unde să plece cu evaluarea. S-au încercat să găsească, nimeni nu știe de unde să înceapă treaba. Orice evaluator cere niște documente tehnice de la centrale, sunt foarte vechi, în arhivele nu s-au mai păstrat, nu s-au mai găsit. Arhiva termonului, pentru că ea a fost notată termonul SRL, termonul CT, a fost notată din combinat, a fost postul CET, acolo s-au... Primăria doar a finanțat, iar achizițiile le-a făcut termonul. E o firmă de la Galați care ține arhivele, vedeți, nu fie acolo sau la Brăila. Adică din punctul nostru... Am încercat până la momentul ăsta, n-am reușit să... De unde să începem? Aici e cea mai mare problemă, că nu avem tehnic de unde să începem, pentru că nu s-au identificat până la momentul ăsta documentele care... tehnice cu care s-au achiziționat. Sunt doar niște valori de inventar și atât. Orice evaluator ne-au cerut, cu care s-au mai discutat, ne-au cerut niște documente tehnice de la ce să plece. Sunt multe necunoscute. Da, e greu de comentat la ora asta ce s-a întâmplat acum 20 de ani. Cert este și că știm că mai avem încă de plătit pentru centrale, pentru ceva care nu știm cum s-a făcut. În fine, ideal ar fi să reușim să le protejăm. V-am spus și care poate chiar cea mai mare problemă. Da, ca și protejare, să știți că tot timpul am închis găuri, geamuri sparte, unde am fost sesizat sau unde am verificat noi. O să rezolvăm și problema acolo. Nu e singura centrală. Peste tot sunt probleme. Lumea crește mății, căței, prin sparg geamurile. Noi pe o parte le acoperim, oamenii le sparg. Încercăm să le protejăm din cât posibil, dar v-am spus care e cea mai mare durere care o avem la momentul ăsta. Nu reușim să găsim documentele care au stat la baza acestor achiziții. Dar eu ne străduim și eu zic că până la urmă vom ajunge la o soluție. E o societate la Brăila, să încerc și eu să dau niște telefoane să văd dacă reușim să găsim ceva pe acolo, care ține arhivele postului Brăila sau Galați, nu știu, nu mi-aduc aminte în momentul ăsta. Galați. Dacă nu mai sunt alte discuții, aș supune la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri împotrivă. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferente pentru anul 2023, actualizat cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică pentru locuințele date în exploatare prin programele derulate de Agenția Națională pentru Locuințe din Municipiul Onești. Are cuvântul domnul secretar. Clarificarea judiciasă a acestor spații cu destinația de locuințe este condiționată de stabilirea unor tarife corespunzătoare care se constituie prețul minim lunar pe metru pătrat
în vederea stabilirii cuantumului chiriei lunare. Astfel, chiria stabilită se actualizează anual cu rata inflației termen de 30 de zile de la data publicării ratei inflației comunicate de către Institutul Național de Statistică pentru anul anterior. Față de cele menționate mai sus, propunem să analize și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții Comisiei de Specialitate, Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții de marginea proiectului, dacă sunt. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotriva, abține. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei pentru anul 2023, actualizat cu indicele de inflație comunicat de INS pentru locuințele de serviciu, locuințele din fondul locativ de stat, locuințele sociale din municipiul Onești. Are cuvântul domnul secretar. Valorificarea acestor spații cu destinația de locuințe este condiționată de stabilirea unor tarife corespunzătoare care se constituie prețul minim lunar pe metru pătrat în vederea stabilirii cuantumului chiriei lunare. Față de cele menționate, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre forma prezentată. Vă mulțumesc. Au cuvântul reprezentanții comisiilor de specialitate, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotriva, abținem. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului de zile de concediu de odihnă neefectuate în anul 2022, ce urmează a fi efectuate de primarul și viceprimarul municipiului Onești în anul 2023. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul. Prevederile legale în vigoare reglementează faptul că în cazuri excepționale cu aprobarea Consiliului Local, primarul și viceprimarul pot efectua concediul de odihnă anual și în anul următor. Astfel, raportat la cele precizate, propune Consiliul Local spre aprobare numărul de zile de concediu de odihnă neefectuate în anul 2023, de care primarul și viceprimarul municipiului să efectuate în anul 2023, zile de concediu de odihnă care se adaugă la numărul de zile de concediu de odihnă ce vor fi efectuate în anul 2023. Față de cele arătate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată cu o singură mențiune. În proiectul de hotărâre, în mod greșit, la articolul 2 a fost scris anul 2022, de fapt se referă la anul 2023. Vă mulțumesc, domnule secretar. Are cuvântul reprezentantul Comisiei 1, o Comisiei 4, de specialitate. Aviz. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu sunt, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă și alții cine sunt. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a municipiului Onești pentru anul 2022-2024. Are cuvântul domnul secretar general. Rețeaua școlară este formată din totalitatea unităților de învățământ acreditate, respectiv autorizate provizoriu, care sunt organizate de autoritățile administrației publice locale și funcționează pe anumită rază administrativ-teritorială, coordonate și monitorizate de către Inspectoratul Școlar Județean. Pentru asigurarea accesului egal la educație și formare profesională, autoritățile administrației publice locale, în baza avizului conform al Inspectoratului Școlar, aprobă organizarea, funcționarea și, după caz, dizolvarea unor structuri de învățământ cu personalitate juridică, ca părțile unei unități de învățământ cu personalitate juridică și subordonate aceleași ordonatori principali de credite în condițiile legii. Față de cele arătate, propunem aprobarea proiectului în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții Comisiei de Specialitate, Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului, dacă sunt. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abținem împotriva. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 222 din 19 noiembrie 2021 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Onești în cadrul Consiliului de Administrație a Spitalului Municipal Sfânt Ierarh Dr. Luca Onești. Are cuvântul domnul secretar general. Urmarea modificării prevederilor legale în domeniul sănătății, din care se specifică domeniul Consiliului de Administrație pentru Spitalele Publice din rețeaua de Consiliului de Administrație sunt trei reprezentanți, sunt concentrate între ceilalți trei reprezentanți, unii de Consiliul de Casa Consiliului Local, respectiv de Consiliul General al Municipiului București,
de care unul trebuie să fie economist. Este necesară să se completeze hotărârea Consiliului Local numărul 222 din 19 noiembrie 2020 cu al treilea membru, atât în membru prim, cât și un membru supream. Având în vedere aceste motive, ținând seama de cele prezentate, propunem să aprobați proiectul de hotărâre și precizarea că va trebui să faceți nominalizările, iar votul este secret. Vă mulțumesc, domnule secretar. Au cuvântul reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil și favorabil. Așteptăm propunerile. Domnul Roșca. Din partea PMP-ul propun pe doamna Carmen Popescu. Domnul Sorin. Aveți un membru suplent? Domnul Dragoș, propune pe doamna Roșca. Dar nu știu cum e situația de incompatibilitate de fiind angajat în spital. Nu, dar nu cred. Nu se verifică. Păi, managerul sau directorul medical care este afișat de spital, aici face parcurs și arată nu vreau. Da, o să verificați, să facă o stare de incompatibilitate. Eu am mai fost în Consiliul de Administrație. Domnul Dujor, avem o altă propunere? Nu, am făcut pe doamnul. Am înțeles. Singurile propuneri. Domnul Dujor, avem o altă propunere? Da, este pot secret. Nu sunt alte propuneri, nu mai avem nominalizările, se va vota doar pentru împotrivă sau abținere pentru cei doi nominalizați sau propuși. Thank you.
cine vrem. Da, avem rezultatul votului. Votul valabil exprimat în 19, 17 pentru, 2 abțineri. 19 voturi valabile exprimate, deoarece cei doi consilieri locali care au fost propuși pentru ocuparea poziției la spital nu au votat. Proiectul numărul 9, proiect de hotărâre privind avizarea de principiu a documentației de urbanism, plan urbanistic zonal, modificare limitei extrabilanți, construire locuințe individuale, anexă gospodărească și branșamente utilități, sala George Enescu, numărul 11 a municipiului Onești, și a planului urbanistic zonal, construire locuințe individuale pe plus 1, împrejmuire teren și amenajări exterioare, starea Siriștei, municipiul Onești. Deput, domnul secretar general. Prin prezentul proiect se propune analizarea de principiu a două planuri urbanistice zonale în municipiul Onești, respectiv anticipare limitele intravitare, construire de locuință individuală, anexă gospodărească și branșamente utilități, la George Enescu, numărul 11 a, și construire de locuințe individuală pe plus 1, întrejmire teren și amenajări exterioare, strada Sindiștei, municipiul Onești. Prin documentația de urbanism se urmărește modificarea reglementărilor urbanistice în vigoare prin introducerea în intravitare a unor situații de teren și schimbarea destinației SIM. Zona terenului agricole în extravilan, în zona pentru locuințe și funcțiuni complementare. Față de cele prezentate, propuneți pe aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc, domnule secretar. Au cuvântul reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții dacă sunt în marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Da, aș dori să... A proiectul numărul... Așteptați avizul? Nu, avizul a fost dat. L-am apucat să votăm, să dăm mijlocul votului, dacă... Deci pentru? Da, sigur că da, da. Deci unanimitate de voturi la proiectul numărul 9. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni, lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, beneficiarilor de ajutor social, precum și persoanele obligate în baza legii 272/2004 să prestreze lunar acțiuni, lucrări de interes local pe anul 2023. Au cuvântul, are cuvântul domnul secretar general. În baza prevederilor legale, primarul municipiului Onești are obligația de a întocmi un plan de acțiuni de ajutor de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, beneficiarilor de ajutor social, precum și persoanelor obligate să țină evidenția efectuării acestora și să asigure interpretajul cu firmele de tehnici și securitate muncă pentru toate persoanele care prestează acțiuni cu ajutor de interes local. Având în vedere cele menționate, vă propun să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Au cuvânt reprezentanții comisiilor, comisia numărul 1, aviz favorabil, comisia numărul 3, favorabil, și comisia numărul 4, favorabil. Discuții pe marginea proiectului, dacă sunt. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul, cine este pentru? Împotriva, cine nu sunt. Proiectul numărul 11, proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate asistenților personale a persoanelor cu handicap grav în semestrul 2 al anului 2022. Are cuvântul domnul secretar general. Având în vedere prevederile legale vigoare, Direcția Generală de Asistență Socială din municipiul Onești are obligația de a prezenta semestrial Consiliului Local raportul de activitate al asistenților personale persoanelor cu handicap grav. Astfel, din prezentul proiect de hotărâre este prezentat raportul cu privire la condițiile și obligațiile celor de asistenților personale, vederea priorării situației
persoanelor cu handicap grav, astfel încât acestea să primească îngrijire specială la nivelul la care starea lor o cere, pentru satisfacerea întregului lanț de nevoi fizice, personale, sociale și spirituale. Față de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Au cuvântul reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții, vă rog. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotriva, cine nu sunt. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat practicate de SEC, domeniul public și privat sau Onești, în anul 2023. Are cuvântul domnul secretar general. Serviciul de administrare a domeniului public și privat al unităților administrative teritoriale face parte din sfera serviciilor de interes local. Nivelul prețurilor și sau al tarifelor pentru cadrul serviciilor de administrare a domeniului public se fundamentează pe baza costurilor de producție și exploatare, a costurilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat, măsurile corporale și necorporale, a ratelor privind restituirea creditelor, a dobânzilor aferente comunicilor contractate, a obligațiilor ce derivă din contractul de delegare a gestiunii și include o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii militare urbane, precum și proiectul operatorului. Având în vedere modificările inițiativelor prevenite, este necesară corelarea corespunzătoare a tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat, a principiului și aprobarea prezentului proiect de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotriva, cine nu sunt. Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării actului constitutiv și a statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța. Are cuvântul domnul secretar general. Prin hotărârea numărul 62 din 18-4-2021, Consiliul Local a aprobat participarea sa în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța, scopul realizării comun a proiectelor de investiții pentru modernizarea infrastructurii de apă și de canalizare. Având în vedere adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța, prin care inițialiștii au cunoscut faptul că urma corectorului IAMRSC la asociație cu obiectiv verificarea respectării modului de organizare și funcționare a serviciului de alimentare cu apă, s-a dispus măsura de revizuire a actului constructiv al acestei asociații. Față de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Au cuvântul reprezentanții comisiilor numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă și acțiune nu știu. Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune, aprobarea studiului de oportunitate a regulamentului serviciului public, a caietelor de sarcini și a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de iluminat public în municipiul Onești, județul Bacău, de către SCE, domeniul public și privat Onești S.A. Are cuvântul domnul secretar. Serviciile de iluminat public fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprind totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrative teritoriale sub conducerea, controlul autorității administrației publice locale și în scopul asigurării unui serviciu eficient de întreținere a domeniului public și respectivă iluminatului public. Având în vedere adresa SCDPP, numărul din data de, prin care ni se aduce la cunoștință că data de 5-a 2-a 2023 expiră contractul numărul 8/126/2018, este necesară încheierea unui nou contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public și aprobarea unui nou regulament care este sarcini pentru activitatea acestei, pentru activitatea iluminatului public. Față de cele prezentate, proiectul de hotărâre a fost prezentat. Raportul de specialitate a fost prezentat. Cuvântul reprezentanții comisiilor numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului, dacă sunt. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține, nu sunt. Proiectul a trecut unanimitate. Proiectul numărul 15.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizare, infrastructură, trama stradală la străzi din cartierul Slobozia, aparținând municipiului Onești de Zăbacău. Are cuvântul domnul secretar general. Având în vedere că în cartierul Slobozia din municipiul Onești accesul rutier și pietonal la locuințe și la celelalte obiective sociale economice existente este asigurat de un pod și o rețea de circulație formată dintr-un număr de 17 străzi cu lățimi diferite, care au îmbrăcămintea provizorie din balast sau pământ, excepție făcând străzile Victoriei, Siliștei și Micului, care prezintă structură rutieră din asfalt aflată într-o stare avansată de degradare, pentru creșterea nivelului de mobilitate la nivelul municipiului Onești și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din cartierul Slobozia, este necesară modernizarea acestora. În acest sens a fost împărtit proiectul numărul 029/2021 bază de alimă, modernizare infrastructură trame stradală la străzi din cartierul Slobozia, aparținând de municipiul Onești, județul Bacău, din care rezultă lucrările necesare a fi executate și indicatorii tehnico-economice a investiții care trebuie aprobați de autoritatea deliberativă. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați, să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc, secretar. Au cuvântul reprezentanții comisiei numărul 1. Aveți favorabil. Comisiei numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu sunt, supun la vot, cine este pentru? Împotriva, abținere. Proiectul numărul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiție DALI și a indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții, modernizare, tramă stradală, cartier, Vorzei și Crucea de Piatră. Are cuvântul domnul secretar general. Având în vedere încesate asigurările în condiții ultime de desfășurare a traficului rutier pietonal municipiul Onești, se impune modernizarea străzilor din cartierele Vorzei și Crucea de Piatră. În acest sens a fost realizat proiectul numărul 135/2021, fază de alimă, modernizare trame stradală, cartier Vorzei și Crucea de Piatră, în care rezultă lucrările necesare a fi executate și indicatorii tehnico-economice a investiției care trebuie aprobate de către Consiliul Local. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați, să aprobați proiectul. Am înțeles, domnule secretar, au cuvântul reprezentanții Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Și Comisiei numărul 4. Favorabil. Discuții, dacă sunt pe marginea proiectului, dacă nu supun la vot, nici pentru. Împotriva, acțiunile sunt. Proiectul a trecut cu unanimitate de vot. Proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul reabilitare pod peste râul Caș în Strada Libertății în municipiul Onești, județul Bacău. Are cuvântul domnul secretar general. Unul din obiectivele majore ale administrației publice locale din Onești este asigurarea condițiilor de trai decente pentru locuitorii municipiului, este derularea de investiții care presupune asigurarea condițiilor optime de securitate cu privire la deplasarea pe drumurile publice, atât a pietonilor cât și autovehiculelor. În urma efectuării expertizei tehnice asupra postului pe râul Cașin, situat cu strada Libertății, s-a constatat că acesta este într-o stare avansată de uzură și trebuie făcute lucrări de reabilitare acesteia. Proiectul are ca scop obținerea următoarelor rezultate și efecte pozitive așteptate. Creșterea confortului pentru circulația vehiculor și pietonilor pe pod, creșterea nivelului de siguranță pentru traficul rutier, pietonal, modernizarea infrastructurii necesare dezvoltării diferitelor activități economice, asigurarea unei legături în condiții de confort și siguranță ale locuitorilor din municipiul Onești, totodată și cu celelalte localități din zonă. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre prezentat. Mulțumesc, domnule secretar. Au cuvântul reprezentanții comisiilor numărul 1. Aviz favorabil. Comisii numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu sunt, supun la vot, este pentru. Împotrivă și abține nu sunt. Proiectul numărul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul reabilitare pod peste râul Sus, strada 8 Martie, municipiul Onești, județul Bacău. Are cuvântul domnul secretar. Unul din obiectivele majore ale administrației publice este asigurarea condițiilor de trai decente pentru locuitorii municipiului Onești și pentru derularea de investiții care presupune asigurarea condițiilor optime de securitate cu privire la deplasarea pe drumurile publice. În urma efectuării expertizei tehnice asupra podului peste râul Coitus, situat strada Urmante, s-a constatat că acesta este într-o stare avansată de uzură și trebuie făcute lucrări de reabilitate acesteia. Față de cele prezentate, ne rugăm să analizați, să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, au
cuvântul reprezentanții comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Și comisiei numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt, supun la vot, cine este pentru? Împotrivă și abține nu sunt. Proiectul numărul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții modernizare străzi, Eternității, Vasile Alexandrie, Rău Turturică, Casa de Apă, Lanul Gării și Aleea Poliei din Muncitonești, cu Bacăvare, Fondul Secretar General. Având în vedere că străzile Eternității, Vasile Alexandrie, Rău Turturică, Casa de Apă, Lanul Gării și Aleea Poliei, situat de Ferența Muncitonești, care asigură accesul rutier și pietonar la locuințe și la alte obiective sociale economice existente, sunt într-o stare avansată de degradare. În acest sens a fost supărnit proiectul numărul 8/2022, fază de alin, modernizare străzi, Eternității Vasile Alexandrie, Rău Turturică, Casa de Apă, Lanul Gării și Aleea Poliei, din care rezultă lucrările care ar fi necesare și indicatorii tehnico-economice a investiției care trebuie aprobate de Consiliul Local. Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Raport de specialitate a fost prezentat, au fost reprezentanții comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisiei numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu sunt, supun la vot, cine este pentru? Împotrivă și abținerea sunt. Proiectul numărul 20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru buna gospodărire, pentru instaurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul municipiului Ionești, care e cuvântul domnului secretar general. Potrivit prevederilor legale, asigurarea și păstrarea curățeniei ordinii pe teritoriul localității, buna gospodărire a acestora și respectarea normelor de igienă, constituie obligație fundamentală a autorităților administrației publice locale, instituțiilor publice, agențiilor economice și altor persoane juridice, precum și a cetățenilor. Având în vedere necesitatea actualizării faptelor care constituie contravenții în domeniul de competențe gestionate de către autoritățile administrației publice locale și adaptarea acestora la realitățile prezente și la cadrul normativ în vigoare aflat într-o continuă schimbare, fiind un instrument de lucru extrem de util agenților constatatori, desemnat să urmărească să asigure respectarea măsurilor pentru buna gospodărie, pentru instaurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul municipiului Ionești, vă supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, au cuvântul reprezentanții comisiilor, comisia numărul 1, aviz favorabil, comisia numărul 2, favorabil, și comisia numărul 4, favorabil. Discuții dacă sunt pe marginea proiectului. Da, am eu ceva de adăugat. La capitolul 14, conservarea și protecția mediului, articolul 35, aliniatul 1.11, traversarea sau călcarea zonelor verzi de către persoanele fizice. Pe Bulevardul Republicii și pe Bulevardul Ultuz avem parcări, nu avem cum să trecem din parcare pe trotuar fără să traversăm spațiul verde, fără a călca spațiul verde. Nu există condiții tehnice, nu putem merge pe stradă 50 de metri să riscăm să avem un accident ca să ajungem pe trotuar pe unde avem trecerea de pietoni. Și se impune, spun eu, modificarea acestui articol și traversarea să nu mai fie sancționată. Se poate traversa spațiul verde și fără să calci pe spațiul verde. Da, susțin ce a spus domnul consilier, am zis dat și un lucru ăsta. Îmi spune domnul director și-a avut în vedere la punctul ăla. Păstră forma inițială a contravenției, cea care era, s-a fost stabilită. Ok, ce problemă a fost dacă domnul consilier? Nu ar fi nicio problemă să rămână singura variantă călcarea cu piciorul a zonelor verzi de către persoanele fizice și sancțiunea se aplică doar persoanelor fizice. Bun, acum... Să fim serioși, nu mă gândează nimeni să cineva... Tot se știe ce se întâmplă în viitor. Da. E ok, problema este... Facem un amendament? Dar când vizi cu tot. Da. Asta călcarea cu piciorul a spațiilor versus o problemă. Uităm când urcă cu mașinile, aia e... Și traversare. Adică eu sper să văd la un moment dat o pancadă de călcați spațiile. Călcarea cu piciorul nu șare. Deci o concluzie. O concluzie. Domn primar, vreau să văd o pancadă de aia peste tot unde sunt spații verzi, cu îndemnul călcați spațiile. Exact. Da, și eu sunt de părerea că spațiile verzi nu e... A fost o scăpare, cred că mai zic. Eliminăm articolul 35, aliniatul 1.11. Da, e beneficul, e senzațional, e ceva. Da, deci se consideră amendament, da? Da, da. Dacă așa trebuie, așa trebuie.
Atunci supun la vot amendamentul privind eliminarea respectivului articol. Cine este pentru? La același capitol, pagina 36, punctul 13. Deteriorarea spațiului verde, urmare a producerii unor accidente de circulație, în urma identificării persoanei vinovate. Cum procedăm aici? Deci după ce care accidentul și bănuiesc că împinge mașina pe spațiul verde și amendăm? Păi în urma depistării persoanei vinovate înseamnă că persoana vinovată e cea care... Ok, vinovate accident. Asigurarea nu acoperă. Ca să știți că asigurarea acoperă orice distrugere. Ca orice. Dacă să ne înțelegem, sunt două lucruri diferite. E vorba de amendă și vorba de... Nu. Asigurarea despăgubește stricăciunile. Păi da. Dar aici eu votez o amendă. La punctul 13 se prevede între 1000 și 1500 de lei amendă pentru persoane fizice. Și asta nu mai era potrivită de nimeni. Și eu de părere să achete stricăciunea. Băi, despre asta vorbim. Deci nu discutăm refacerea spațiului și costurile. Discutăm amendare. Contravenții, simplă contravenții. Nu poate fi costura... Avertismentului, adică e posibilitatea de a... Nu cred că se amendează doar în situațiile în care nu cred că se aplică amendă. Păi nu, dar n-aveți cum să-l puneți, să-l punem să refac în spațiu verde și să nu-l amendeți, nu? Ba da, poți să-i dai avertisment, să stabilești că există contravenții, să-i dai avertisment și să-ți plătească... Dacă îmi dați voie, domnule președinte, nu putem anula pe președinte ulterioare acest proiect. Sincer, nu fac toate capitolii, mai am unul, nu mai ai voie să pui o pătură să stai pe maloape. Adică sunt multe care nu sunt chiar multe. La domnul director Chiriață, la domnul director Nastasiu, dumnealor s-au lovit și se lovesc de astfel de probleme și atunci... În regulă, atunci proiectul numărul 20 a fost declarat de pe ordinea de zi, urmând a fi propus pe o ședință ulterioară. Proiectul numărul 21. Proiect de hotărâre privind atestarea aparteneții la domeniul privat a municipiunești a unor imobile construite din terenuri puși fără construcții situate în intravioarul municipiului Onești, care conține domnul secretar general. Imobile ce fac obiectul propunerii de preluare în proprietate privată a municipiului Onești sunt situate în intravioarul localității, identificate pe plan de amplasare și delimitare. Aceste imobile au fost inventariate, delimitate și măsurate ca urmare a unor cereri depuse de persoane fizice sau juridice, având ca scop participarea la licitații publice în vederea concesionării sau închirierea terenului, precum și pentru stabilirea apartenenței acestora. Față de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, au cuvântul de rezultații comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții, dacă suntem marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Unanimitate, deci împotrivă și abținere nu sunt. Proiectul numărul 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul public a municipiului Onești a unui bun imobil constructiv. Are cuvântul domnul secretar general. În vederea realizării unor modernizări sau unor investiții asupra unor bunuri imobile situate în întregul municipiului Onești, este necesară evidențierea acestora în inventarul domeniului public al municipiului. Bunul imobil DIC Protecție Râul Cașin, propus spre atestare la domeniul public, se află în administrarea Consiliului Local al municipiului Onești, dar până în prezent nu a fost atestată apartenența la domeniul public
și nu a fost stabilită situația juridică. Față de cele prezentate, vă rog să analizați, să aprobați proiectul de hotărâre formal prezentat. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții, dacă sunt. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, nu sunt. Proiectul numărul 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării la administrarea unei centrale termice către școala gimnazială Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Oneștare, domnul secretar general. Având în vedere adresa în cadrul contractului de furnizare numărul 1096 pe 2022 a fost achiziționată o centrală termică pentru școala gimnazială Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, propunem darea în administrarea centralei termice nou instalate către instituția pentru care a fost achiziționată. Vă supunem spre aprobare și analiză proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Discuții, dacă sunt. Nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul numărul 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea unui mijloc fix către SECE domeniul public și privat Onește S.A. și aprobarea actului adițional la procesul de valoare de pretare primire numărul 17.054 din 18.08.2010, parte a contractului numărul 16.886 din 18.08.2010 de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat, a recomandat domnul secretar general. Municipiul Onește a achiziționat un mijloc fix mine încărcător pentru asigurarea eficientizării serviciilor de administrare a domeniului public și privat. În vederea realizării obiectivelor stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciilor public de administrare a domeniului public și privat, de către SECE domeniul public și privat Onește S.A., propunem darea la administrarea mijlocului fix achiziționat către domeniul public și privat S.A. Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, au fost reprezentanții comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții? Dacă nu sunt, spun la vot, cine este pentru? Unanimitate de voturi, împotrivă, nu se abține nimeni. 25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării unui contract de concesiune prin diminuarea suprafeței terenului concesionat și aprobarea modelului de act adițional, are contul secretar general. Prin hotărârea anterioară, Consiliul Local a aprobat concesionarea unui suprafeței de 143,40 metri pătrați, teren situat în Bulevardul de Tuzi, numărul 53. Prin actualizarea măsurătorilor cadastrale, în conformitate cu planul de amplasament și de limitare intermediul persoană autorizată a NCPI, se impune diminuarea suprafeței de teren concesionat, ca urmare celor expuse mai sus și conform prevederilor codului administrativ. Propunem să analizăm și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Au cuvânt reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Discuții dacă sunt pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, se pun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, așa, stine, nu sunt. Proiectul numărul 26. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal de uz și servitute asupra suprafeței teren aparținând municipiului Onești, are cuvântul domnul secretar general. Prin adresa înaintată de către 10 del Gaz Grid, se solicită acordarea dreptului de uz și servitute asupra suprafeței de teren aparținând municipiului Onești pentru întreaga durată de existență a construcției energetice în vederea realizării de lucrări specifice în municipiul Onești. Exercitarea drepturilor menționate anterior asupra proprietăților statului sau al unităților administrative teritoriale efectuate de capacitățile energetice, afectate de capacitățile energetice, se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenței acestora. Pe aceste motive vă rugăm să analizați, să aprobați proiectul de hotărâre. În raport de specialitate a fost prezentat multe reprezentanți comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții dacă sunt în marginea proiectului. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă și abține, nu sunt. Proiectul numărul 27. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din anexa 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 345 din 24.11.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Onești a unor bunuri imobile, are cuvântul domnul secretar general. Prin hotărârea Consiliului Local 345/2022 a fost aprobată atestarea apartamenței la domeniul public al municipiului și a unor bunuri imobile. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune îndreptarea erorii materiale din cadrul
a doua poziție, respectiv poziția 4 și poziția 10 din anexa 1 la hotărârea menționată și înlocuirea cu anexele 2I și 2J. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și aprobați proiectul de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat, au cuvântul reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții dacă sunt? Nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul numărul 28. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru bunurile, bunuri imobile aflate în proprietatea municipiului Onești, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative a acestora, recunoscut domnul secretar general. Având în vedere prevederile legislative conform cărora valoarea ajunsă se determină pe baza unor de valoare efectuate de regulile evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare, și ca urmare a potrivirii raportului de evaluare de către evaluatori autorizați la anul, se pune spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, au cuvântul reprezentanții comisiilor, comisia numărul 1. Aici favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții dacă sunt pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotriva, abține. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 29. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 163 din 19.05.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Onești a unor bunuri imobile. Are cuvântul domnul secretar general. Prin hotărârea Consiliului Local 163/2022 a fost aprobată atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Onești a unor bunuri imobile. Având în vedere actualizarea măsurătorilor cadastrale pentru un imobil teren situat în strada Alexandru Iacuza fără număr, municipiul Onești, în vederea actualizării informațiilor tehnice, propune modificarea anexei 1 coloana 4 suprafață, numărul criteriu 1, în sensul înlocuirii sintagmei 5142 metri pătrați cu sintagma 4121 metri pătrați. Totodată propunem și înlocuirea anexei 2A, drept pentru care supunem spre analiză și aprobare posibile locale proiecte de întreprinere în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, au cuvântul reprezentanții comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține. Proiectul numărul 30. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 343 din 24.11.2022 privind însușirea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Onești. Are cuvântul secretar general. În cont de vedere al codului administrativ, inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al unității administrative teritoriale se întocmește, se actualizează de către o comisie special constituită, condusă de autoritatea executivă, ori de o altă persoană împuternicită, se exercite atribuțiile respective după caz. Comisia specială a fost constituită, a identificat și a inventariat bunurile care au fost declarate ca bunurile aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Onești, dar care au fost comise la întocmirea inventarului aprobat prin HCR 343/2022. Toate de cele arătate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, au fost reprezentanții comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții dacă sunt în marginea proiectului, dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul numărul 31, proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 346 din 24.11.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Onești a unor imobile constituite din terenuri puși fără construcții stat din intravilanul municipiului Onești, care pot domnul secretar general. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 346/2022 a fost aprobată atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Onești a unor imobile constituite din terenuri puși fără construcții stat din intravilanul municipiului Onești. Având în vedere actualizarea măsurătorilor cadastrale pentru imobile care sunt luate în Bulevardul Republicii numărul 8, propunem modificarea anexei 1, coloana 3, suprafață, numărul criteriu 4, în sensul înlocuirii sintagmei 13 metri pătrați și sintagmei 18 metri pătrați. Totodată propunem și înlocuirea anexei 2C, pentru care se pune spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc, domnule secretar. Au cuvântul reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Sunt discuții pe marginea proiectului. Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul numărul 32. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri proprietate a municipiului Onești. Are cuvântul domnul secretar general.
În vederea realizării atribuțiilor specifice conferite de codului administrativ, Consiliul Local hotărăște condițiile legii, dar în administrare, concesionare sau închiriere a bunurilor ce aparțin domeniului public sau domeniului privat al municipiului Ionești. Prin hotărârea ale Consiliului Local Anterior au fost atribuite sub forma concesiunii scurase de teren menționate în anexă. Am în seamă de solicitările registrate la Primăria Ionești și propunerea de transmitere a dreptului de concesiune conform datelor de identificare menționate în anexă. Supuneți pe analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, au fost reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții dacă suntem așa în proiectul. Nu sunt, supun la vot, cine este pentru? Unanimitate. 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prin vânzarea licitației publică, câștigarea unor mijloace fixe nefuncționale autovehicule, are fondul utilitar general. Din prezentul proiect de hotărâre se propune scoaterea din funcțiune și valorificarea prin vânzare a unor mijloace fixe nefuncționale autovehicule ce aparțin domeniului privat al municipiului Ionești. Procedura, condițiile de participare, documentele necesare privind calificarea care privesc îndeplinitele de proprietate și clauzele contractuale sunt prevăzute în documentația de atribuire și contractul de vânzare cumpărare anexă la proiectul de hotărâre supus dezbaterii. Sumele rezultate din valorificarea acestor bune se vor face venit la bugetul local. În față de cele prezentate mai sus, supuneți pe analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat, au fost reprezentate de Comisia numărul 1. Aveți favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții dacă sunt pe marginea proiectului, dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul numărul 34. Proiect de hotărâre privind organizarea și finanțarea unor activități culturale artistice în anul 2023. Domnul secretar general. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune organizarea și finanțarea două evenimente culturale artistice, respectiv concursul Cartea pe care o iubesc și stagiunea teatrală 2023, cu sumele specificate în documentația înaintată. Față de cele arătate, propunem aprobarea proiectului în forma prezentată. Raportul specialitatea a fost prezentat, dar recomandă reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt pe marginea proiectului, că nu sunt, punem la vot, cine este pentru. Împotriva, abțineți, nu sunt. Proiectul numărul 36. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal de uz și servitute asupra unor suprafețe de teren aparținând municipiului Ionești către SC Borzești Power SRL. Are cuvântul domnul secretar general. În adresa înaintată de către SC Borzești Power SRL se solicită acordarea dreptului de uz și servitute asupra unor suprafețe de teren aparținând municipiului Ionești pe întreaga durată de existența construcției energetice în vederea realizării proiectului de investiții cu construire centrale electrică fotovoltaică și rețea electrică pentru conectare la stația electrică Borzești. Investarea dreptului ați menționat anterior asupra proprietății statului sau unităților administrative teritoriale afectate de capacități energetice se realizează pe titlu gratuit pe toată durata existenței acestora. Față de cele arătate, vă rugăm să analizați, să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar. Au cuvântul reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Aveți favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Discuții dacă sunt pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot, cine este pentru? Împotriva, abțineri. Proiectul numărul 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării serviciilor notariale specifice operațiunilor de dezmembrare a unui imobil teren proprietatea municipiului Ionești în vederea individualizării prin numere cadastrale proprii. Are cuvântul domnul secretar general. Imobilul teren ce face obiectul proiectului de hotărâre pentru aprobarea serviciilor notariale specifice operațiunilor de dezmembrare aparține municipiului Ionești. În scopul reglementării și asigurării unei evidențe exacte și complete a situației juridice a imobililor, ce vă deriva și dezmembrarea terenului, este necesară să aprobați serviciile notariale specifice. Înscrierea în sistemul de carte funciară și carte, sistemul de cadastru și carte funciară, imobilul rezultate, în urma serviciilor de dezmembrare, acestora li se va trebui un număr cadastral unic, pentru care se va deschide cărți funciare noi, unde vor fi evidențiate informațiile tehnice, juridice, economice, proprii. O singură precizare, atât în proiectul de hotărâre, cât și în raportul de specialitate, vor fi inserate și numărul certificatului de urbanism care a stat la baza editării să provocări de nu a fost trecut în proiectul documentația înaintată, dar vom completa.
Având în vedere cele menționate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc, domnule secretar. Au cuvântele prezentații comisiilor. Comisia numărul 1. Avis favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Nu supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Revenim la punctul numărul 35 de pe ordinea de zi. Probleme de interes local diverse. Dacă vreți cineva să scrie la cuvânt, domnul Țară, domnul Agape. Vă rog. Da, am două întrebări. Care ar fi stadiul la cinema Oitus, stadiul proiectului? Că e depus la CNI, dar... Am primit și dar eu știu toate avizile la CNI. Urmează să ne spună punctul de vedere față de documentații. Noi am aprobat. Deci mă așteptăm de legat. Așteptăm de la... Bun, și cu extinderea proiectului electric în zona alungării? Acolo, a certificat de urbanism, a fost în sarcina Gheorgazului să... Da, a fost eliberat certificatul de urbanism. Da, am de două probleme mai mult tehnice, zic eu. Una, când se vorbim la aparatul de specialitate, am mai transmis așa față-față, nu am să o public niciodată, când sunt scanate proiecte, se folosească o funcție, OCR se numește, nu este un MOFT. Pentru a putea căuta în proiect, dacă... Exemplu, domnul secretar. Sunt convins că are direct din imprimat. Sunt convins de asta. Sunt și în domeniu. Dacă e... Da, o să... Da, o să sigur, facem, domnul, sigur, dacă e chis, domnul. Și în al doilea rând, domnul... N-am reținut numele, s-a interesat. A fost. Dar trebuie verificată informația asta dacă chiar s-a ocupat abuziv domeniul public. Adică să meargă cineva să facă. S-a mutat clar, domnul Spritur, nu s-a mutat? Da, dacă s-a deschis problema, discuția de eternități, am în față și proiectul de hotărârea privind zonarea fiscală din 2021, decembrie, 2021. Da. Eternități este în zona de impozitare, mai jos de atât nu se poate. Satul Catolic, majoritatea sunt în ce? Că ai casa mai bună, mai nouă, nu știu cum ai făcut... cu ce a comparat domnul respectiv, dar mai jos de D nu se poate, asta e. Și eternității în D. Și Alexandrie și... Și satul Catolic este în C. În C, da. Majoritatea sunt în C. Dar la anterior, cred că s-a referit la perioada anterioară, asta din 2021. Dar nu știu. Nu știu ce a comparat cu ce. Poate să compare două case de 100 de metri. A fost unul are pământ mai mult. A existat un amendament făcut de noi. Deci memoria domnului Cicuie și domnului Cicuie. Deci satul Catolic așa mult. Oricum, în satul Catolic sunt și în D. Nu te-am și noi. Eu mă referam unul fizic. Deci am mai ținut mit amendamentul. Ne-am lămurit și cu verificarea. Am citit un regulament a hotărârii Consiliului Local 365 din 27 decembrie, referitor la taxa de urbanism pentru un caz nici administrator de societate. Din punctul meu de vedere, se bat cap în cap la articolul 6, 1 cu 4. Unde noi non-casnici care nu au angajați, nu înseamnă că au sau nu au activitate. Administratorul unei firme are un sediu social denumit fiscal. Poate avea 1, 2, 3 sedii secundare. Problema taxei de salubritate pentru faptul că nu produce, că sunt vreo 100 și de persoane ca administratori simple, plus la, sunt vreo 23 de firme care au două societăți la aceeași adresă. Sediul social al firmei nu are activitate, nu prestează nimic, deci e un sediu fiscal. Mai ales că ordinul ministrului de finanțe de acum vreo 8 ani spune că actele firmei se pot ține și la punctele de lucru. Mie, din punctul meu de vedere, zic că ar trebui făcut o revizuire a acestei hotărâri de Consiliu Local, anexa 6. Dacă e vorba să ne să fim obligați să plătim, nu 35 de lei. Mi se pare mult neproducând nimic. Dacă pentru o firmă, domnul Zoiță, pentru o firmă administratorul firmei, adică patronul firmei, ca să fim clar,
Dacă trebuie să fac mult 35 de lei, ce să mai zic interesul sau? Neproducând nimic, mi se pare mult și un leu. Da? Dacă nu produceți nimic, mai sunteți administrator. Simt. Ce treabă are una cu alta? Serios, sunt are. Firme? Are, pentru că sunt multe firme care au angajat și nu sunt din Orești și plătesc acea taxă pe angajații care le poate mai încălca nici la urmă. Deci faceți confuzie. Eu nu m-am întrerupt, da? Și nu fac nicio confuzie. Vă faceți mare confuzie între a fi angajat și administrat. Administratorul nu este angajat. Exact asta v-am zis. Păi, și atunci cum să plăti, dacă nu produce administratorul, că serviciul social al firmei, fiind apartament sau bun, nerezidențial sau rezidențial, cum să plătească ceva? Având deci, de loc în altă parte. Deci în momentul de asta să vă spun că faceți o mare confuzie între serviciul social, serviciul legal, serviciul fiscal. Nu se produce, nu are activitate la locul respectiv. Ce să produc? Spuneți dumneavoastră. De asta spun că e o confuzie. Nu confundați angajatul, administratorul sau neangajat. Administratorul nu este angajat. El gestionează o activitate care are loc în altă localitate, în altă țară, probabil. Deci am punct fiscal. Păi vă contraziceți aici, domnul Vasiliție. Dacă mai înainte a zis că nu produceți nimic, dacă aveți angajați în altă localitate, în altă țară, chiar produceți. Dar nu vă produc aici pe teritoriul Unești. Și plătește, plătește acolo unde produce. De asta spun că sunteți în confuzie. Nu sunt în nicio confuzie, că spre deosebire de dumneavoastră, chiar plătesc pentru că niște oameni care nu au călcat în oraș. Eu asta spun acum. Da, și nu mi se pare, nu e din postura de consilier local să veniți aici și să vă plângeți 35 de lei pentru administratorul unei firme, unde probabil aveți o grămadă de profit, nu știu cum să vă povestesc, dar... Domnul Măcimpoiești, de asta vă spun și vă repet, deci cadrul juridic al acestei anexe, dacă știți și dacă o citiți cu atenție, că probabil ați votat-o, o să vedeți că este un mare abuz, ca să nu intru pe alte detalii. Care este abuzul? Spuneți-mi. Deci faptul că forțați, și nu aveți aici, dacă citiți cu atenție regulamentul, nu un casnic fără activitate. Aici nu scrie, deci, care desfășoară activitate sau nu are angajați. E o diferență mare între sediul social cu activitate, fără angajați sau nu are activitate pe domeniul Oneștiului. Adică vorbiți despre firmele suspendate. Nu firmele suspendate, nu am nicio treabă una cu alta. Păi eu nu înțeleg, dacă sunteți administratorul firmei și nu aveți activitate în Onești și aveți angajați care sunt pe Onești, nu da? Sunt pe Onești, asta vedeți când ați fost atent. Dar unde aveți dumneavoastră angajați dacă aveți sediul în Onești? În alt județ, în altă localitate. Nu, acolo își desfășoară activitatea angajații dumneavoastră, dar angajarea se face pe Onești. Deci eu spun că n-am angajat, domnul, pe Onești nu am angajat. Deci nu se face, se fac verificat și nu se face. De asta spun că sunteți în confuzie între sediul social cu angajați fără angajați. Aveți două variante, dacă îmi permiteți. Puteți contesta hotărârea de consiliu local în contencios administrativ. Asta știu că pot contesta, a venit pe care... Și a doua variantă este să vă votați sediul social. Dacă nu aveți aici o activitate, de ce mai stați aici pe sediul social? Pentru că ordinul de ministru nu spune mie că s-a obligat să mut sediul social. Deci nu sunteți obligat, ca să scăpați taxa asta. Dar cum puteți... taxă. Da, și cum puteți spune să... Deci nu e o chestie abuzivă că plătim 35 de lei pentru ceva ce lucru... Dacă e abuzivă, am spus-o, contestați-o contencios. Nu e abuzivă. Este o taxă stabilită la nivelul municipiului Onești. Și noi, dacă nu se duc cineva și nu am contract cu cineva, nu am înțeles școala cu domnul apostol, dacă mă puneți și pentru administratul de firmă la 35 de lei. Domnul ăsta ați plătit un leu pe care nu l-am pus. De ce vorbim acum așa ca să aflăm? La era 10 lei am plătit, nu am nicio problemă. Acum e 35 de lei, nu am activitate, nu produc nimic. Am înțeles, am de zile, s-a plătit 10 lei, 5 lei, 10 lei, nu, cât a fost. Am înțeles. Domnul Azuiție, cred că v-am înțeles cu toții mesajul. Da, mulțumesc, înțeles. Ce s-ați văzut cele scuze, este că am înțeles cu toții mesajul dumneavoastră. Vom... administrator, la patron, la firmă. Nu vorbim din patron, că ăsta nici nu patron. Vom apleca puțin urechea asupra problemei dumneavoastră. Dacă vom găsi o cale să o rezolvăm sau să putem face ceva, vom face. Dacă nu, așa cum... Am înțeles această parte amiabilă a discuției cu dumneavoastră și motivul pentru care ați venit aici în fața noastră astăzi. Vă mulțumim. Nu avem numai pentru mine, să știți ce am venit. De exemplu, ce am relatat. Sunt convins că toată lumea de aici a înțeles ceea ce a spus dumneavoastră. Este elementare, mi-a înțeles. Dacă va fi o soluție pe care o putem aduce sau
confirmată, dar dacă nu, așa cum noi aveți, când veți considera dumneavoastră în trecut timpul pe care îl acordați să remedie problema asta, aveți așa cum a spus. Nu vreau să ajung acolo. Da, confirm, am înțeles. Vă mulțumesc. Domnul Minuță, vă rog. Mulțumesc! La nivel de asociație, posta instalației de termofical pe casa scării. Am strâns bani pe asociație, vrem să facem ecologizare, să facem val. Cum putem proceda legal să desfințăm țevile alea, camandele alea pe casa scării? Doamna, cer un punct. Știu că trăia domnul Medianu, mai veneau de la asociații hârtii de genul ăsta și știu că avem, întotdeauna am răspuns că nu se poate, sunt încă în, inventarul primăriei, n-avem cum să le... Da, dar alea nu se mai folosesc, nu mai sunt în funcțiune. Nu putem. Din contra, să știți că pe acolo se mai poate fura. Și se fura apă. Dar știu că nu putem umbla la ele. Deci asta am știu prins. De când era... Și-a băgat să înțepa la baie, nu... De asta vreau să vezi... Dezafectatele nu au apă nimeni. Sunt alimentate, alea cu apă. Nu sunt fierbe. Da? Am mai primit de la asta, da, dar ea face tot acolo. Cum să? Dar nu se poate ieși de pe aici, de pe aici, de pe aici, de pe aici. Și raportul, da. Vedeam un dădea la asociație unde e problemă. Te mai dorește cineva să ia primul lor? Nu e o formă legală. Mă dorim puțină liniște, vă rog. La o lăsbeți să mai aștept, vreau să închizi cu asta mai mai. Eu aș vrea să mulțumesc... Dar apropo, n-a terminat un minut. Nu, deci nu am atât am să știu, că e o formă legală. Da, nu e. Aplicație legală. Aș poate mă abuzi. O să cheamă cu ferul. O să vă soluție și pentru aceasta. Atenție, atenție, foarte că mai este un lucru care aparțin domeniului public al municipiului Ionesc. Până nu se rezolvă problema de remont, lichidarea acestuia, pentru că nu vor fi preluate, pentru că nu vor fi încasate, înseamnă distrugere sau furt. Atenție foarte, foarte mare. O să te dat în ceea ce știu, toate instalațiile pe care sunt rezolvate se pare noștri. Acum, eu știu că toate instalațiile acelea au fost bani, au fost dat de Ministerul Contestat. Avem chitanțe. Nu știu dacă s-a făcut. Noi foarte mare, le predăm undeva. N-avem nevoie de țelile. Dacă sunteți convins că așa este și cum e noastră, puteți n-aveți decât să le încerca. Dar eu știu că tot ceea ce s-a făcut în casa scării sunt cu bani venit de la bugetul de stat, bani alocați, lucruri foarte rău. Ministerul Finanțelor stă cu ochii cu paianjenul. Deci, Aurora, așa s-a fost făcut pilot. Primul bloc din Onești care a fost termoficat. Relație. Da, mulțumesc. Eu aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor consilieri și în mod special aparatului de specialitate al primării, doamnei director Angel și domnului primar, pentru efortul uriaș făcut pentru cartierele Slobozia, Perci și Borgești, pentru racordarea la rețeaua de gaze și sperăm să o ducem la bun sfârșit, pentru că s-a făcut primii pași și cred că cei mai importanți. Vă mulțumesc. Nu, las pe domnul primar. Eu chiar vreau să am ultimul cuvânt. Nu s-o pare. Da, domnul Roșca, și eu vreau să mulțumesc consilierilor locali pentru maturitatea politică pe care au dat dovadă astăzi. Într-adevăr, pentru că lângă multiplele proiecte care se vor realiza în acest an cu ajutorul banilor din bugetul local, care au fost dimensionați, cred că, extrem de bine și înțelept. Prin votarea bugetului s-a făcut cel mai important pas spre introducerea gazelor în cartierele Oneștiului, Slobozia, Borzești, Crucea de Piatră, Belci. Într-adevăr, oamenii pot să fie siguri că în acest moment lucrurile vor evolua cum trebuie, până dacă totul evoluează conform graficului, undeva în luna septembrie-octombrie ar trebui să începem săpăturile, să introducem gazele în cartiere. Mulțumesc încă o dată pentru susținerea. Ce faceți cu lemnul de domnul? Mulțumesc.
Cel mai scurt timp se va ridica puțin zona de impozitare. Nu, peste 8 ani, domnul Nicu. S-a votat când se va finaliza. Au fost intervenții așa laudative pe final. Eu am să fac astăzi un gest pe care obișnuiesc să-l fac cu colegii mei la partid. Și mi-ar plăcea să-l facem în continuare împreună aici, în ședințele de Consiliu Local sau după ședințele de Consiliu Local. Știu că săptămâna trecută a fost ziua domnului primar și nu l-am sărbătorit sub nicio formă, în ciuda faptului că ne adversăm în ședințele de Consiliu. Asta nu înseamnă că după ședințele de Consiliu nu rămânem oameni și nu trebuie să știm să ne spunem la mulți ani unul altuia și să ne dorim toate cele bune. Motiv pentru care eu v-am pregătit o surpriză. Nu vin cu aia de la surprize, dar v-am pregătit o surpriză și m-am gândit ca noi toți colegii să vă spunem la mulți ani. Să vă spunem la mulți ani și să vă dorim toate cele bune. Așa, chiar dacă aveți impresia că nu vi le dorim, să știți că sunt din suflet și chiar vi le dorim. Să fiți sănătoși și să vă meargă bine, că dacă ne merge nouă bine, merge și orașului cât se poate de bine, cu siguranță. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Să închei ședința.